Din fericire, producțiile record de cereale de anul trecut au propulsat România pe primele locuri în topul principalilor exportatori ai Uniunii Europene. În ultimul an am trimis peste granițe aproape 12 milioane și jumătate de tone de grâu, porumb și orz, potrivit datelor Comisiei Europene. Pe de altă parte, în continuare, în portul Constanța ajung sute de mii de tone de grâne și din Ucraina, care, după ce sunt încărcate în nave, sunt trimise spre alte țări. Așa arăta astăzi zona din apropierea portului Constanța, sufocată de tiruri pline cu cereale. Marfa ar trebui să ajungă în silozurile din port, iar apoi să fie încărcată pe nave și trimisă mai departe în lume. Doar că silozurile noastre, prea puține și prea mici, nu fac față fluxului. A fost dusă în larg inclusiv o navă specială care preia direct o parte din cerealele care vin din Ucraina, ca să nu mai fie depozitate la mal. Cu ajutorul acestei dane plutitoare sunt încărcate aproape 32.000 de tone de cereale în largul Mării Negre. După ce se vor finaliza operațiunile, nava din Ucraina va pleca spre destinație. Toată logistica, începând din Ren Ismail și până la încărcarea pe nave, este numai pe apă. Se evită descărcarea mărfii în silozuri și acostarea navelor maritime la dane. Se vede clar importanța portului Constanța și o subliniez și în termeni logistici, pentru că din Constanța, dacă vrei să accesezi canalul Suez, ești cel mai aproape din punct de vedere al costurilor. Odată ce ai trecut de canalul Suez, se deschide lumea în fața ta. Pe de altă parte, în ultimul an și România a jucat un rol extrem de important pe piața de cereale. Potrivit datelor Comisiei Europene, țara noastră este în topul principalilor exportatori ai Uniunii de grâu, porumb și orz. România conduce detașat topul exportatorilor de porumb cu 4,3 milioane de tone trimise spre alte țări, de aproape 7 ori mai mult decât Bulgaria, a doua țară clasată. Și grâu am exportat semnificativ, vedem, ocupăm locul 2 cu 6,4 milioane de tone exportate. Nu lipsim nici din clasamentul exportatorilor de orz, cu 1,7 milioane de tone trimise peste graniță anul trecut. Anul trecut, fermierii au recoltat cantități record de cereale, cu mult peste nevoile de consum. Scenariul nu se va repeta însă și în acest sezon. Noi avem undeva o diminuare a cantității pe hectar, media cantității pe hectar cu 10%. Cantitățile vor rămâne pe depozitare și vom începe să le vindem începând cu luna noiembrie, decembrie, ianuarie. De altfel, în toată Europa a scăzut producția de cereale, în principal din cauza secetei. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.